Când vine vorba să-și convingă clienții să cumpere cât mai multe produse, comercianții dau dovadă de multă imaginație. Așa se face că mai tot timpul găsesc diverse motive numai bune ca să anunțe reduceri și promoții. Ceea ce aparent ar fi un favor făcut cumpărătorilor este în realitate o bună afacere pentru comercianți. Anumite practici comerciale înșelătoare folosite de 4 operatori economici din Giurgiu au fost depistate de comisarii pentru protecția consumatorilor în cadrul unui control tematic. Corelarea prețului de vânzare cu prețul de la casă. A doua practică comercială incorrectă identificată este aceea referitoare la vânzarea accelerată a unor preparate din carne în pachete promoționale de forma 1+1 gratis sau 1 plus 50% redus din al doilea produs, fără a exista produsul de referință afișat pe raft. Astfel, consumatorul este în imposibilitatea de a face un calcul corect și să fie în cunoștință de cauză că a făcut o achiziție corectă conform nevoilor sale. Pentru a nu cădea în capcana așa ziselor practici comerciale, comisarii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor trag un semnal de alarmă și spun să acordați o atenție sporită la cumpărarea oricărui produs care are atașat o astfel de sintagmă. Recomand consumatorilor ca înainte de a achiziționa orice fel de produs prezentat sub forma 1+1 gratis sau 2 la preț de 1, diverse modalități de a expune aceste produse, să caute produsul de referință și să facă un calcul astfel încât să poată fi sigur că ceea ce plătește este corect. Deci, respectiv, există un produs gratis sau jumătate din al doilea produs gratis. Cei 4 operatori economici din Giurgiu nu au rămas nepedepsiți. Comisarii pentru protecția consumatorilor i-au sancționat pe aceștia cu amenzi în valoare de peste 350 de milioane de lei vechi.